Schema de plată simplificată pentru micii fermieri, care era acordată până acum de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, va dispărea începând din 2023. Potrivit lui Adrian Pintea, directorul general al instituției, această schemă nu a fost inclusă pe lista plăților din pilonul 1 în noul Plan Național Strategic. Urmăriți mai multe declarații pe acest subiect în exclusivitate pentru AgroTV. În momentul în care noi ne apropiem de un nou drum, atât APIA cât și fermierii noștri, începând cu anul 2023, ce pot să-i asigur pe fermieri? Că lucru cel mai important este că acest PNS a fost transmis la timp către Comisia Europeană, undeva în cursul lunii iunie probabil că va fi și aprobat. Nu există modificări majore în ceea ce privește schemele finanțate din FEGA, din Fondul European de Garantare Agricolă, pentru această nouă perioadă de programare. În ceea ce privește FEGA, nu va mai exista acea schemă pentru micii fermieri și vor fi introduse așa numitele ecoscheme. Propunerile Ministerului au fost, acestea vizează practicile benefice pentru mediu aplicabile în terenul agricol, în terenul arabil, practicile pentru agricultură prietenoasă, aici ne referim la gospodăriile tradiționale, înierbarea intervalului dintre rânduri în plantațiile pomicole, viticole, pepiniere sau pentru plantațiile de hamei, creșterea nivelului de bunăstare a vacilor de lapte și ultima ar fi o măsură de bunăstare a tineretului bovin la îngrășat. După cum se poate observa, au fost avute în vedere și măsuri menite să sprijine sectorul zootehnic și să se asigure o complementaritate, să-i spun așa, a două sectoare, vegetal și zootehnic. Practic, fiecare fermier poate alege din aceste variante, în funcție de nevoile specifice, categoric nefiind obligatorie pentru toți fermierii. Și în momentul în care se va finaliza și va veni acest program național strategic aprobat de către Comisia Europeană, urmează legislația subsecventă care va fi aprobată pe plan național și asigur pe fermier că vom face în această vară ample și în toamnă ample campanii de informare, caravane de informare în întreaga țară, astfel încât noul PNS să ne prindă cumva cu lecțiile făcute.